Se pregătește avionul sanitar pentru probe și decolare. În momentul ăsta se face alimentarea cu combustibil. Pana marinică care stă să verifice ultimile detalii. Bineînțeles, alimentare manuală, ca așa e în tenis. Atât cât este și se desprinde tot și sub el rămâne uscat și curat și se depărtează profilul aerodinamic. Urmările s-a folos, aduce și rugărița. Și dă-i la pompă. Alimentare manuală. Că așa e intent. Bordul avionului pregătit pentru decolare. Se montează capacul aspiranta, motorul al doilea. De fapt, este primul motor în ordine. De pornire. La marina aici 40 sau 20? Câte ai spus? Ai zis ceva? Câte? 20 de galoane sau 40? Da. 20, da? Da, așa, ridicul. Da. Planul de zbor aprobat. Aprobat, da. Pipene Petre. Asta a fost, știi care a fost întrebarea? De ce e BN-2? Ce e la avionul? Ce avion e BN-2? La marinică, sus pe fuselaj. Acolo plecăm fără surat. A, domnul director, stați să veniți și vreți să cădem banii pe aici. Și alimentarea vârfului de plan. Auzi, nu mă uiți să verifici mie listă. În jur de 90 de litri. Tot manual, încă așa în România. Ce se scrie aici la porotivă? În interior este montată puterea de oxigen. Scaune 2+2. Pentru probe, bordul s-a aprins. Indicatoarele funcționează. Thank you.
Până s-a grăut bunicirea barbui Nicolae Petre la hangarul 1. Continuați? Nu știu probe, la asta o circa 15 minute, vă rog să aprobați pornirea motorului. Nicolae Petre, asistat asigurat, se aprobă pornirea, 10 grade temperatură, vântul variabil 1 metru. Deci, așa te-a asistat, confirmă Nicolae Petre? Presiunea nu știu. La 766, așa mare? Da, e foarte mare presiunea. Da, e mare astăzi. Thank you.
Tracere la antiu două direct. Da, e splendid. Nu mai e ca la de la trecut. Dar sunt și egale acum. Ah, păi. Să mai întâmplă, că trebuie să fii și egale. Dacă e n-am arinic acolo, sigur că... Oprim? Oprim, ne? Să ieșim bine. Proba. Închidem stațiile. Valize.